Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate colege, stimați colegi, administrația PSD manifestă în continuare dispreț și lipsă de interes pentru educația copiilor noștri. Subfinanțarea cronică în educație continuă. Perseverăm să fim ultimii în Europa în privința interesului și investiției în educație. S-au alocat, știm bine, 500 de milioane de euro pentru grădinițe sportive fără un studiu de impact, fără consultări publice, din perspectiva priorităților. De asemenea, prin această decizie este depășit pragul de 200.000 de euro ajutor public pentru un agent economic privat, conform articolului 17 din Tratatul Uniunii Europene. Unde sunt cele 2.500 de creșe și grădinițe publice promise în programul de guvernare? Cele 539 de școli asumate, 876 grădinițe promise prin PNDL-2. În județul Bistrița-Năsăud, încă un proiect al Ministerului Dezvoltării Regionale, din seria mult trâmbițatelor proiecte de către administrația PSD, prin care acest PNDL-2 sifonează bani și își asigură voturile prin primaria serviți partidului și nu întotdeauna a intereselor comunității. După așa zisa finalizarea modernizării școlii primare din Cepari, Comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud, elevii sunt primiți și în a doua săptămână de școală cu o totală lipsă de respect din partea administrației locale, în condiții de insecuritate fizică pentru copiii care învață acolo. Cu un efort minim și puțin interes, primăria Dumitra ar fi putut face puțină ordine în curtea școlii. Situația de la fața locului dovedesc însă contrariul. Proiectul este util probabil pentru poza demnitarilor, nu și pentru binele, confortul și siguranța copiilor. Înainte de 9 septembrie, Inspectoratul Județean, școlar bineînțeles, ne informa că mai sunt 10 școli în județ în care vor exista șantiere și după începerea cursurilor, situații în care autoritățile locale vor găsi soluții pentru ca elevii să fie mutați în alte spații, astfel încât copiii să înceapă școala în condiții de securitate. Nu știm dacă se făcea sau nu referire și la situația din această școală. La o săptămână după începerea cursurilor, copiii din Cepari, Comuna Dumitra, merg la școală printre gunoaie, materiale de construcție abandonate, în condiții de insecuritate și pericol de accidentare. În ce privește situația de la școala din Slătinița, care este o localitate componentă a municipiului Bistrița, aflată în grija primăriei, dezinteresul și disprețul și chiar incompetența până la urmă pentru acei câțiva copii care au mai rămas să studieze acolo este totală. După deja cunoscuta declarația primarului Ovidiu Crețu, care a uimit o țară întreagă prin ceea ce a spus, dacă copilul acasă nu are apă curentă, toaletă curentă, atunci ce-i fac eu la școală? Doamna inspector școlar general a comunicat și ea faptul că la Slătinița faptic nu mai avem școală. Copiii din Slătinița figurează în rețeaua școlară, dar au intrat într-un regim de clase simultane. Administrația municipiului Bistrița, dar și a comunei Dumitra sau Mincește Câmpie sau a comunei Șeodorhei, din dezinteres și incompetență, nu se preocupă de dreptul la siguranța copiilor noștri și nici de condițiile minime obligatorii care trebuie asigurate copiilor pentru a învăța în condiții decente. În județ, conform datelor furnizate de prefectul județului, mai sunt 15 școli fără apă și canalizare. În schimb, ministerul ne anunța în luna iunie, în urma unei interpelări pe care am adresat-o, că au mai rămas doar 5. Cine minte aici? Minciuna, pentru că politica ne duce la aceste dezinformări, demagogia trebuie să înceteze. Campania Nicio școală fără apă și canalizare trebuie să continue. Pentru USR, calitatea în educație, echitatea și sănătatea copiilor, prin cheltuirea eficientă a unui buget de minim 6% din PIB, conform legii, sunt priorități reale, fiind singurele investiții viabile pe termen mediu și lung pentru România. Mulțumesc!